Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul Știi TV. 77 de milioane de lei este suma prevăzută în urma studiului de fezabilitate efectuat pentru lucrările necesare a fi demarate la aeroportul Transilvania Târgu Mureș. Președintele Consiliului Județean, Peter Ferenc, spune că una dintre prioritățile județului este asigurarea continuității în ceea ce privește activitatea aeroportului, astfel încât starea pistei să nu reprezinte nici cele mai mici riscuri pentru pasageri. În urma restricțiilor operaționale temporare de la Aeroportul Internațional Transilvania, compania transportatoare a decis redirecționarea zborurilor din zilele de 17 și 17 noiembrie către Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Un aeroport care a fost verificat de mai multe ori de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care ne-au lăsat în decursul anilor foarte multe măsuri, care din păcate marea parte n-au fost realizate și, bineînțeles, că după un timp au început să vină și anumite repercusiuni. Conform declarațiilor făcute de președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenț, activitatea ar putea fi reluată de mâine, compania Vizer anunțând mai exact care vor fi rutele și orele zborurilor. După discuțiile și domnul Peti a avut videoconferința cu operatorul, toată lumea dorește să revină la Târgu Mureș și eu am speranța că deja mâine va reveni această aeronavă și va decola deja din Târgu Mureș. Președintele Consiliului de Administrație al aeroportului, Peti Andraș, spune că decizia redirecționării zborurilor nu este una finală, ceea ce înseamnă că aeroportul nu se va închide. Am fost de mai multe ori și la București și am ținut legătura și cu cei conducătorii de la Vizer și până la sosirea și primirea unei noi expertize, Vizerul a decis să mute zborurile pentru cele două zile la aeroportul Cluj-Napoca. Nici de cum acest lucru n-a însemnat că a luat o decizie finală sau este o decizie finală și nu înseamnă nici faptul că aeroportul s-a închis. De asemenea, reprezentantul CJ Mureș spune că în fiecare zi se efectuează măsurători pentru a se evalua starea pistei, zborurile fiind efectuate în urma întocmirii unor procese verbale. Toată activitatea se face pe baza unor expertize făcute de firme de specialitate care își asumă răspunderea asupra acestor activități. Și ceea ce am aici în mână este o expertiză tehnică făcută de o firmă de specialitate, că sunt doar câteva în toată țara care poate să facă astfel de expertize și ei, dacă spun că este posibil, înseamnă că este posibil, dacă ei spun că nu este posibil, înseamnă că nu este posibil. Și ei spun acum că este posibil. Conform master planului de transporturi, Aeroportul Internațional Transilvania Târgu Mureș nu poate accesa fonduri pentru efectuarea reparațiilor capitale decât în 2022. Consider că aeroportul din Târgu Mureș este pus într-o poziție nu prea convenabilă, deci cu investiții din 2022 încolo, ceea ce înseamnă că ne blochează complet și chiar am venit cu cereri către Guvernul României ca să încercăm să modificăm acest master plan de transport a României, deoarece consider că toate aeroporturile din Transilvania din zonă sunt cu posibilitate de dezvoltare până, deci chiar începând din 2016, iar singurul aeroport este aeroportul Târgu Mureș, la care li se permite în baza masterplanului dezvoltarea doar după anul 2022, ceea ce înseamnă că ne blochează complet. Având în vedere că acest aspect ar afecta în mod categoric activitatea desfășurată în domeniu, Peter Ferenț susține că, în aceste condiții, Consiliul Județean Mureș va apela la un împrumut pentru a suporta cheltuielile necesare. Existând deja un studiu de fezabilitate efectuat pentru acest proiect, autoritățile așteptând acum avizul din partea Apelor Române și al Agenției pentru Protecția Mediului în vederea continuării procedurilor necesare. Gestionarea și medierea conflictelor în sistemul educațional este tema care a reunit 22 de cadre didactice din învățământul primar în cadrul cercului pedagogic al învățătorilor. Lucrările prezentate în cadrul evenimentului au menirea de a contribui la prevenirea și stoparea posibilelor situații tensionate generate în interiorul colectivelor școlare. Dincolo de responsabilitatea asumată în ceea ce privește instruirea educațională a elevilor, cadrele didactice se confruntă zi de zi cu situații tensionate generate de diversi factori în colectivele școlare. Ideea cercului a pornit de la un curs de formare pe care l-am absolvit în urmă cu 2 ani. Cursul acesta se numea Gestionarea conflictelor în sistemul educațional și el
a constituit baza pornirii în această activitate. Exersarea și dezvoltarea unor strategii de rezolvare a conflictelor este foarte importantă pentru un cadru didactic. În cadrul cercului pedagogic al învățătorilor, dascălii au avut posibilitatea de a înțelege care este atitudinea pe care trebuie să o adopte pentru a rezolva un conflict în mod util, astfel încât atenția și energia copiilor să fie îndreptată spre creativitate. Tema propusă și dezbătută de colega mea, Elena Drăgan, a venit să dea exemple concrete în ceea ce privește gestionarea conflictelor în școală, dar și am continuat gestionarea conflictelor între colegi sau între ceea ce înseamnă salariații sistemului de învățământ. În ceea ce privește formarea cadrului didactic, dezvoltarea și exersarea unor strategii de rezolvare și mediere a conflictelor este un obiectiv de maximă importanță pentru structurarea managementului clasei de elevi. Aceste întâlniri sunt extrem de importante și constructive în același timp, deoarece aici împărtășim fel de fel de impresii, de experiențe și ne ajută în activitatea noastră didactică pe viitor. Evenimentul a fost găzduit de liceul cu program sportiv SAS Adalbert din Târgu Mureș, alături de dascăli, fiind prezent și directorul instituției de învățământ. Pe lângă celelalte lucruri care se întâmplă la școala noastră, nu mai vorbesc de competiții, punem un accent foarte mare și pentru acest cerc pedagogic al învățătorilor și mai ales tema era una foarte bine aleasă și mă bucur pentru prezența învățătorilor la noi la școală și noi, cel puțin din punct de vedere al directorului, am vrut să fiu o gazdă bună. În rest, tema mi-a plăcut foarte mult și le doresc succes să organizeze și în continuare. Pe lângă prezentarea diverselor exemple și lucrări, cadrele didactice participante la eveniment au contribuit semnificativ la controlarea laturii interactive a cercului pedagogic, adresând întrebări și schimbând opinii legate de subiectul abordat. La 25 de ani de activitate, reprezentanții grupului Milvus din Târgu Mureș au prezentat o parte dintre reușitele obținute de-a lungul timpului în ceea ce privește conservarea speciilor de animale și păsări. Cu toate acestea, există și nemulțumiri în legătură cu finanțarea de la bugetul de stat a ariilor protejate din țara noastră. Reprezentantul grupului Milvus, Tomaș Pap, susține că România este singura țară membră a Uniunii Europene care nu acordă finanțare din bugetul de stat ariilor protejate, excepție făcând rezervația Delta Dunării. Sursele de finanțare din care noi ne întreținem sunt proiecte, în mare măsură, și proiectele sunt tot mai puține, din păcate, și necesită tot mai multă cotă parte, ceea ce ne pune foarte dificultăți în desfășurarea activităților. Atât am vrut numai să mai adaug ca, în general, oamenii se consideră grupul Milvus o asociație care se ocupă numai cu păsări. Nu este așa. Ne ocupăm și cu alte viețuitoare și avem de exemplu, dar sunt și altele programe pe mamifere. Directorul Milvus mai menționează că în acești ani de activitate, grupul pe care îl coordonează a contribuit semnificativ în ceea ce privește conservarea ariilor și a speciilor protejate, punând propuneri pentru aproximativ 200 de rezervații. Centrul social din Târgu Mureș va fi izolat în exterior și o persoană a fost arestată și alte 11 reținute în urma unor percheziții desfășurate. Detalii, dar și alte informații aflați în știrile pe scurt. Centrul social din Târgu Mureș va fi izolat în exterior și dotat cu o centrală termică nouă cel târziu până în luna aprilie anului 2017. Lucrările de investiție fac parte dintr-un proiect finanțat prin fonduri norvegiene. Centrul social dispune de 39 de camere în care locuiesc pe o perioadă determinată 139 de persoane fără adăpost, din care 60 nu au deloc aparținători. Azilul social de noapte găzduiește zeci de familii cu statut de chiriaș care au cameră proprie și plătesc 4 lei pe zi. Intrarea în azilul social se face între orele 18 și 21, iar ieșirea între orele 6 și 9. O persoană a fost arestată și alte 11 au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate de polițiștii din Mureș sub coordonarea Direcției de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. La un grup de persoane bănuite de implicare în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. În continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, au fost reținute
deținute două persoane din județul Suceava. În fapt, cele două persoane de 45 și 55 de ani, în calitate de administratori, ar fi înregistrate în mod fictiv în contabilitatea societăților peste 140 de avize de însoțire pentru materiale MNOS împreună cu chitanțele și facturile aferente acestora, fără ca operațiunile comerciale să se fi desfășurat în mod real. Volumul total de materiale MNOS introdus în mod ilegal în circuitul comercial este de 7.115 metri cub cherestea și lemn rotund, în valoare de aproximativ 3.784.350 de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe sume de bani, respectiv 126.320 de lei, 17.425 de euro și 340 de dolari. Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate a Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române. Primăria municipiului, în parteneriat cu Universitatea Cultural-Științifică, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Liceul Vocațional Pedagogic Mihai Eminescu din Târgu Mureș, organizează a treia ediție a Târgului de Arte și Meserii. Evenimentul se va desfășura în cetatea medievală din Târgu Mureș, începând de miercuri 23 noiembrie 2016, ora 11, până vineri 25 noiembrie 2016. La târg vor participa 12 instituții de învățământ care își vor expune oferta educațională. La ediția precedentă, care a avut loc în primăvară, au participat aproximativ 10.000 de persoane. Dacă tematica de atunci a fost mecanică auto, de data aceasta Târgul de Arte și Meserii se axează pe întreținere și înfrumusețare corporală, pe sănătate, nutriție sau sport. Târgul de Arte și Meserii, devenit etalon pentru oraș, se va desfășura în cetatea medievală. În fiecare zi, standurile cu oferte educaționale vor putea fi vizitate între orele 9 și 17. Tradiția ajutorului oferit de chihereni copiilor de la Casa Sfântul Iosif din Odorheiul Secuiesc a fost păstrată și în acest an, chiar dacă s-a schimbat conducerea primăriei. Noul edil, oferind așadar continuitatea acțiunilor de sprijinire a așezământului, unde copiii trăiesc din actele de caritate ale celor cu suflet mare. Casa Sfântul Iosif din Odorheiul Secuiesc găzduiește 150 de suflete de copii din toată țara, care reușesc să umple camerele cu zâmbete și bucurie, aceștia meritând din plin fiecare lucrușor pe care îl primesc. Mers pentru prima oară la Odorheiul Secuiesc, la așezământul Sfântul Iosif, care este de fapt o instituție privată, nefinanțată de stat, care se ocupă de educarea și creșterea și instrucția copiilor aflați în dificultate de ordin material în general, în familie. 12 măicuțe greco-catolice din congregația Inimi Neprihănite au grijă de acești copii, oferindu-le sprijin moral, căldură sufletească și educație. Am fost foarte plăcut surprins de ceea ce am întâlnit acolo. Atât de forma de instrucție și de îngrijirea copiilor, cât și de ce personal am găsit. Măicuțele sunt specialiști în ceva, de exemplu, filologie, istorie, fizică, și copiii participă la școală și care învață bine merg la liceul pedagogic, care este în imediata vecinătate a. Oamenii din cele patru localități aparținătoare comune Chiheru de Jos au oferit alimente și bani pentru a contribui la întreținerea copiilor. La sfârșit mi-am dat seama că acea bucurie de la început, de la intrarea noastră în așezământ, nu era urmarea faptului că primesc ceva de la noi. Era o stare firească. Așa sunt copiii aceia în fiecare zi. Edilul comunei își dorește ca anul viitor această acțiune să beneficieze de o popularizare mai intensă. Totodată, acesta spune că va propune Consiliului Local aprobarea unui fond în acest sens. Varza este o legumă extrem de bogată în fitonutrienți, care face parte din aceeași familie ca și varza de Bruxelles, conopida și brocoliul. Acest aliment, consumat în toate colțurile lumii, oferă o serie întreagă de beneficii pentru sănătate, de la efectele sale antiinflamatorii până la protecția pe care o oferă tractului digestiv și sistemului cardiovascular. Vitaminele, mineralele și fitonutrienții din varză contribuie din plin la menținerea stării de sănătate, dar și la reglarea greutății corporale datorită numărului redus de calorii pe care această legumă îl conține. Este considerată una dintre legumele cu cele mai multe virtuți dintre legumele pe care noi le folosim și omul în general le folosește.
Este și tot așa de veche, pentru că tocmai datorită calităților sale deosebite are și o vechime milenară și s-a dovedit cel mai puternic dușman între dușmanii care poate avea cea mai cumplită boală a zilelor noastre, probabil cancerul. Deci este extrem, extrem de puternică și extrem de utilă în afecțiunile acestea canceroase. Există 4 varietăți de varză valoroase din punct de vedere medical. Varză albă, varză roșie, varza de Bruxelles și varza creață. Specialiștii susțin că varza are rol terapeutic în peste 100 de afecțiuni, iar substanțele active variază în funcție de specie. Aceste virtuți deosebite ale verzei se datoresc numărului mare de vitamine și minerale pe care le conține varza. Între vitamine, vitamina C, care este preponderentă, apoi vitaminele din grupul B-urilor, B1, B2, B3, B6, B9 și conține câteva vitamine care unele se găsesc numai în varză, de pildă. Așa ar fi cazul vitamina U, care se găsește numai în varză, apoi vitamina K, are foarte și vitamina PP, de asemenea, deci vitamine mai rare care se găsesc în anumite plante și, bineînțeles, are multă clorofilă și în acest context, bineînțeles, și hemoglobină. Varza mai este cunoscută și în procesul de vindecare a plăgilor, a entorselor și a nevralgiilor. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ȘTV. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere!